Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Contraatac. În această după-amiază atingem două subiecte extrem de frumoase, spun eu. Vorbim despre rugby, despre sportul cu balonul oval, iar în cea de-a doua parte a ediției de astăzi vom asculta declarațiile de la finalul partidelor dintre Politehnica Iași și Concordia Chiajna, Liga a doua, din păcate o nouă înfrângere consemnată de către elevii lui Costel Enache, dar și ce a declarat Valeriu Iftime după finalul celei de-a treia victorii consecutive pe care botoșenenii au reputat-o în actualul sezon de Liga 1. Despre toate acestea în partea a doua a ediției de astăzi, după cum spuneam, în prima parte ne canalizăm toată atenția către sportul cu balonul oval, de care ieșenii au dus atât de mult, multă lipsă în ultima perioadă, au dus dorul rugby-ului, dar se pare că avem vești bune pe care ni le aduce chiar președintele Asociației Județene de Rugby, domnul Corneliu Ghenea, care a acceptat invitația noastră, este din nou alături de noi și mulțumim tare mult! Bună ziua, salut, mă mulțumesc pentru invitație! E, cu veștile bune... Sunt într-adevăr vești bune, dar încă așteptăm să concretizeze. Nu, veștile în sine sunt bune, dar se pare că punerea lor în practică, punerea lor în operă va mai dura. N-aș ști să-i explic de ce. Așa cum toată lumea știe, tu sigur știi, Consiliul Local, prin hotărârile sale, prin proiectul de buget adoptat, bugetul adoptat, de fapt, au hotărât ca și rugby-ului să-i se aloce o sumă de bani. Acești bani au fost prinși în buget. Domnul Manole, președintele clubului Politehnica, are făcut a 11-a oară proiectul referitor la echipa de rugby, pentru că una îi se face un proiect pentru 6 luni, cum erau ultimele 6 luni din an, pe urmă bugetul ăsta au tot întârziat, l-au făcut pentru 5 luni, după aia l-au refăcut iarăși pentru 4 luni. La primărie nu știu exact cum sunt demersurile acolo, bucătăria lor internă, dar în tot cazul au mers foarte greu la partea de hârtii. Într-un final am înțeles că contractul de finanțare dintre primărie și Clubul Politehnica se află pe masa domnului primar și așteptăm ca, în bunăvoința lui, să îl semneze astfel încât să apucăm totuși să înscriem echipa în acest campionat. Încerc să readuc aminte de ce este atât de important să înscriem echipa în acest final de campionat. Nu e o chestie foarte corectă să te duci să joci ultimele 3-4 etape, 5 etape. Ideea este că dacă reușești să înscrii echipa în campionat anul acesta și să-l termine, la anul Clubul Politehnica va primi pentru echipa de rugby 15 finanțare de la Ministerul Educației. Dacă nu ai anul ăsta echipă, la anul nu prinzi din nou finanțare. Și atunci, dacă nu vom avea la anul finanțare de la Ministerul Educației, evident vom sta din nou până în martie, aprilie, mai, iunie, iulie, când se termină bugetul la primărie de așa, și iarăși nu o să avem echipă, pentru că până la urmă nimeni nu-și mai asumă, domnul Manole pe bună dreptate spune lucrul ăsta, el nu-și asumă să mai semneze contracte cu sportivii, atâta vreme cât nu are o asigurare că fondurile vor veni într-un ritm cât de cât previzibil. Pentru că așa s-a întâmplat acum 3-4 ani, când s-a desființat echipa, sportivii aveau contracte cu clubul, făcute pe baza promisiunilor din partea primăriei, iar contractele alea nefiind onorate, sportivii au dat, bineînțeles, în judecată clubul și de unde au avut clubul, a fost nevoit să plătească contractele alea. Ei, mi se pare normal ca acum clubul să fie reticent în a se mai arunca, hai să semnăm că vedem noi dacă facem rost de parale. Și atunci suntem cumva, dacă nu de primărie acum, la anul nu o să avem nici de la minister. Nu o să ai de la minister, dacă îți dă la anul primăria bani în luna a 6-a, a 7-a, a 8-a, sau cum suntem acum, deja au început a 8-a și nu s-au văzut niciun bănuț, hai să fim serioși, dincolo de echipă, dincolo de mândrie, dincolo de nu știu, copiii aia le trebuie și lor un ban. Adică vreau să vă spun că vorbim de salarii de 1000 lei, nu vorbim de cine știe ce sume. Da, dar le trebuie și la băieți, bă, nu, nimeni nu mai face muncă patriotică la nivel la 20, la 30 la, de ani să mai joci. Deci normal. Până la urmă, da. Orice muncă trebuie remunerată. Despre asta discutăm. Da, e și mult spus remunerată, pentru că îți câștigi 1000 de lei pe lună, vorba aia, dacă pui dusul și venitul la stadion, cu ce mai strâși, ce mai... Alea, nu-i remunerată, dar să spunem că nu vii chiar degeaba.
Adică când duci acasă și întreabă nevasta sau copii, ei, tată, dar ai venit și tu, aia, nu, îți vezi că eu am fost la Focșani și am jucat rugby pe... Aia, nu mai te mai duc la Focșani, du-te la muncă. Bun, până când ar trebui să fie înscrisă echipa în campionat? Adică există un deadline? Problema este în felul următor. În acest moment s-a reușit înscrierea echipei de rugby în 7 în campionatul național de rugby în 7. Vă anunț că pe data de 4 septembrie vom avea la Iași un turneu din cele 3 din acest an, unul la Arad, al doilea la Iași și al treilea probabil la Petroșani. Iarăși va fi destul de greu, deplasările la Arad și la Petroșani te cam dărâmă, dar mă rog, asta este. Ne bucurăm că reușim să aducem pentru publicul ieșan măcar un turneu la Iași. Sigur, vom avea și un turneu, cel puțin un turneu de rugby în 7 la Feti, tot la Iași. Dar, bineînțeles, sufletul meu tot la rugby în 15 trage. Nu ar trebui cât de repede, pentru că ce se întâmplă? Sunt de făcut o grămadă de demersuri, adică dacă la primărie durează săptămâni bune, niște hârtii de făcut, de nu știu ce, care cred eu că n-ar trebui să fie atât de complicate, ca să faci 20-30 de contracte, să le înregistrezi la federații, să faci legitimații, să le vizezi viza, să le pui viza medicală, să le pui viza de la federații, să vorbești cu celelalte echipe, să te accepte în campionat după ce ele au început campionatul, după ce ele și-au făcut niște bugete de deplasări, deci sunt niște lucruri care trebuie făcute. Iarăși, Clubul Politehnic, ca și noi, cei care susținem această idee și suntem alături de club în această încercare, vom face toate astea cât putem de repede, dar, din păcate, și jucătorii, potențiali jucători, pentru că, să fim serioși, Iașul la ora actuală pentru echipa de rugby 15, iar pe aia de la rugby 7, ar mai trebui încă pe atâția. Jucătorii aia nu stau atârnați undeva într-un cuier și când ai tu Clubul Politehnic ca bani, te duci și bagi ofis acolo și l-ai luat pe ăla din cuier. Ăla nu e din chiriat, nu e o bicicletă, nu e o mașină, e un om care are și el viața lui, are planurile lui, au familii lor, au... Nu știu cum își închipui unii că cu jucătorii ăștia așa îi ții undeva aliniat și când îți trebuie, hap, și ăla sari în sus, că ai vine tu să-i dai 500 lei sau 1000 lei pe lună. Da. Se mai găsesc jucători? Având în vedere că a început campionatul... Ideea este că noi, la ora actuală, trebuie să fim sinceri, nu ne propunem absolut niciun fel de performanță sportivă. La nivel de echipă, evident, este vorba de al doilea eșalon valoric, noi ne propunem doar să ne înscriem în campionat și să terminăm campionatul. Pentru asta, vă spun sincer, vom apela și la jucători mai trecuți, așa, mai binișori trecuți, care vor veni și vor juca de dragul echipei, de dragul orașului, vor fărma probabil o leacă osșoarele, dar o să treacă și asta. Bun, iar echipa o vom avea la anul. Obiectivul e de menținere până un alt an. Evident. Prima chestie este să facem echipa, să o putem înscrie pentru ca la anul să avem acel minim de finanțare care vine de la Ministerul Educației. Spuneți despre săptămâni, eu îndrăznesc să spun că am senzația că au trecut mai bine de 3 luni, cred că, Da, eu vorbeam acum numai de hârtiile care trebuie făcute de aparatul administrativ al primăriei. Nu vorbeam acum, da. Am trecut de Consiliul Local, am trecut de alea și am ajuns la partea de... Care, mă rog, nici n-ar trebui până la urmă un contract de finanțare, cât ce mare știință, ci... Adică, când s-au votat banii aia pentru fotbal sau găsit repede... Bine, să vedeți până intră banii aia. După ce se termină hârțăgăraia. Ideea ar fi, dacă ar exista contractul ăsta de finanțare, atunci clubul ar avea siguranța că banii ăia vor veni mai devreme sau mai târziu, banii vor veni și atunci am putea începe demersurile de a semna contracte, de a face toate celelalte. Știm că banii vor veni, ai un contract de finanțare, primăria într-un final, având contractul, probabil că va da banii. Dar așa, neavând nici... N-ai nimic, nu poți să te angajezi în fața nimănui acum, că hai vin, o să joci și că o să facem noi... Pot exista surprize, Doamne ferește, ca cineva să nu fie de acord să se înscrie echipa da, în... Nici nu știu dacă am putea unul mi surpriză, pentru că... La cine te referi? La cei care deja au început competiția și care, după cum spuneați, și-au făcut niște bugete. Da, evident, da, evident, evident. În primul rând, pentru că, cum să vă spun, noi avem aici, din punctul ăsta de vedere, sunt două aspecte. Noi nu ne propunem să ducem un campionat întreg în spate, fiindcă nu mai există acest... O parte din el e deja jucat. Și atunci noi vom încerca cumva să facem o bucată de campionat cu echipele din zonă, cu Suceava, Gura Humorului, Bârladu, poate Galațu, în ideea în care cu tot cu noi la anul vor fi 10 echipe, la rugby
cum spuneam mai devreme, banii nu sunt mulți, în schimb, costurile cu deplasările sunt foarte mari. Și atunci noi vom încerca, dacă vom reuși înscrierea echipii, să împărțim la anul divizia asta a doua, Liga a doua, în două serii. Și făcând cu echipele care v-am spus mai devreme, Iașu, Gura Humorului, Suceava, Bârladu, Iașu, să facem o grupă de 5 zonală. Și atunci, cum ar, pentru orice echipe de aici, spune, pentru Bârlad, de exemplu, dacă scapă de dus la Alba Iulia, de dus la Petroșani, de dus la Arad, deja îți rămân mulți bani. Adică, și fericiți, da. Și atunci echipele astea sunt interesate să ne aibă și pe noi acolo, că să faci o serie de 4, e un pic cam nu știu, dar o serie de 5, ai un tur, un retur și pe urmă faci un play-off, iarăși play-off, play-off. Sau ceva, mă rog, găsești un fenomen. Da, sistemul ăsta ne dă frisoane de la fotbal. Da, da, ca să ai un... Da, să ai o continuitate. Să ai o continuitate și, spuneam, economisim banii de deplasări care reprezintă foarte mult în economia generală a unui club, a unei echipe de fapt de rugby, deplasările astea lungi sunt criminale. Plus că mulți jucători au servici. Ca să iei de joi, să pleci cu el la Petroșani, să vii luni, să pierdă 2-3 zile de servici, e un pic dificil pentru mulți. Sunt cinstiți. Da. Și la noi, ca, cum e și Clujul, de exemplu, în prima ligă, în Superligă, care se lovește de aceeași probleme. Tot club studențesc, finanțarii foarte slabă, nu prea înțeleg eu Clujul ăla atât de bogat cum nu reușește să-și țină o echipă de mare prestigiu la ei și tot li pleacă din băieți, că banii sunt puțini, că așa. Da, e da. Complicat, e dificil. Bun, deci pe 4 septembrie de asta suntem siguri, asta avem turneul clar, la Iași, da, la Rugby în 7. Da. Și ar urma să fie și un Rugby în 15. Da. Ar urma. Ar urma. Teoretic, e posibil. Încă suntem în stare să o rezolvăm. Când se încheie campionatul ăsta? Ca să știm... Da, crede-mă că nici nu știu. Măcar o etapă, chiar, poate. Chiar nu știu. Măcar o etapă. Mai facem etape, nu-i problemă. Măcar o etapă, poate. Da, da, o să facem câteva etape, indiferent de... Dar nu... Partea proastă este că nu găsim, nu știu, eu aș, în accepțiunea mea atât de demodată, a rămas ideea că orice sport și primăria și clubul și așa, trebuie să fie un fel de parteneriat, adică nu suntem doar cei care mergem să cerim acolo, mai ales că vorba aia, nu cer pentru mine, eu nu iau niciun leu, nu sunt salariat, nu sunt, n-am business cu treburile astea, sunt total de alături. Mă aștept cumva ca cei din primărie care sunt plătiți pentru ce fac acolo să spună, bă, fraierul pământului care faci lucrurile astea gratis. Hai să vină, stăm de vorbă 3 minute să vedem cum le punem, cum le... Așa, cum le... Eu cred că sunt ocupați, dar cred că ar trebui într-un fel să speculezi experiența, nu neapărat a mea, dar altora ca și mine de la alte sporturi care, să mai Dumnezeu, am 40 de ani de când tot bat berbunca pe stadioanele astea. Știu o grămadă de lucruri care pot fi de folos. Poate când au stricat stadionul ăla din Abator, de pe Tineretul, poate trebuiau să mai întrebi și pe alții. Că acum, dacă mergem și filmăm stadionul, terenul ăla de sintetic, vedeți cât s-a stricat în jurul lui, cât rău s-a făcut. Asta pentru că tot așa n-au întrebat pe nimeni. Nu știu cu cine au proiectat, nu știu cu cine. Ăla acolo au făcut o pistă asfaltată hexagonală. Nicăieri în lume n-am văzut o pistă de atletism hexagonală. Deci e cu colțuri. Cu exact cum e aici, așa. Așa e capul. Deci nu e așa. Dar poate că e un fel de poligon. Într-adevăr, având 6 laturi, e un poligon... E un fel de aproape regulat. Aproape regulat. Da. Nu, dar nu asta vreau să spun acum. Acolo, mă rog, a fost un parteneriat cu Federația de Fotbal, treaba lor, ne bani de undeva. Ideea este că suntem niște oameni care ne oferim timpul nostru, experiența adunată de-a lungul atâtor ani, să facem un lucru, să facem ceva pentru oraș, pentru fiecare, pentru pasiunile lui. Domnul Urtoi, de exemplu, se luptă pentru autostradă. Domnule, omul ăla e din timpul lui, din afacerea lui, nu e legată de autostrăzi. Nu doar vizibilitate puternică acolo. Câștigă, dar de ce nu câștigă aia care... Domnul Urtoi nu-l plâng eu. Dar de ce nu câștigă vizibilitatea aia care sunt plătiți să facă lucrurile astea? Da.
Păi scuze, domnule, ești și plătit, câștigă, mă, fă nene, vină și cheamă-l, că... cheamă-l pe ăla, vrei să faci, domnule, cheamă-l pe ăla, vrei să faci o echipă, vrei să ai grijă de sportul ăsta, cheamă-l niște nene ăsta, de sport în general, cheamă-l pe, eu știu, pe Bombonel de la basket, cheamă-l pe, nu mai știu care, de la... Ai atâția oameni care au pe stadioane și pe sălile de sport de atâta mari de ani. Cheamă-i alea, stai de vorbă cu ei, întreabă-i, sunt niște lucruri care pot fi făcute, cred eu, mai repede. Un contract de finanțare durează săptămâni în șir, păi da. Păi haideți să vedem care este nivelul sportului în general în România, că de acolo pornim. Cum să avem la nivel micro, dacă, sau mă rog, ar trebui început de la nivel micro, nu spune nimeni că nu. Dar până la urmă toți își iau exemplele de la nivel macro. Da, noi am mai avut discuții pe tema asta și ți-am spus, piramida aia care acum i-am văzut, să spunem, vârful la Olimpiadă, da? Și începi de jos, de la copiii aia care aleargă pe stadion, pe tineretul. Din propriu spus vârf, cred că ați fost ironic când ați spus vârf. Asta e vârful nostru, mai tocit, mai puțin strălucitor, dar ăștia suntem, asta avem. Dar din păcate, dacă te uiți la piramida asta așa cum ea, mai turtită, mai ascuțită, mai pusă cu curul în sus, din păcate, cel care trebuie să răspundă pentru piramida asta, Recte, actualul ministru al sportului, i-a rămas puțin mirat când din puținile medalii care le-am câștigat, una dintre ele a fost primită cu aia și dacă îți mai dădeam eu 5 milioane și luai aur. Nu e așa? Eu nu pot să mă abțin, bineînțeles, noi avem și noi care uibiști un diferent cu Ministerul Sportului, da, probabil știi sigur cu stadionul. Cât de curând o să aibă toată lumea, că și basketul are și noastră, da, aveți și... Da. Adică mă uit și putem lega foarte bine discuția asta și cu Ministerul Sportului și cu Iașu. Este tabăra de copii de la Ciric care e a Ministerului, Ministerul Tineretului. Da, bineînțeles, e acolo. E bine, e prăbușită, e numai, dar ea ca teren este. Deci Ministerul nu are grijă de baza ei care o are acolo. În schimb, are grijă să vină să ne iei stadionul nostru din Buricul Bucureștiului, că la altceva aici la Ciric, ci la Moldoveni. Da, dar ăla e gata înălțat, e normal. Cum? Ăla e gata înălțat. Asta e gata dărâmat. Ce ar trebui, da, să facă cu ea? Și ăsta este rezultatul până la urmă. Da. 4 medalii, dintre care una singură de aur și 3 de argint. Ăsta este rezultatul implicării, și eu pot să o spun cu toată... cu toată asumarea posibilă, iarăși, să se supere cine vrea pe mine, este rezultatul implicării autorităților în ceea ce privește sportul românesc în general. Este trist, dar ai dreptate. Implicarea, dar implicarea asta apare așa cumva, nu știu dacă aș putea să o definesc în două cuvinte, dar implicarea este dacă câștigă Hale Poica așa, pac, nu... la stadion cu ea, facem poze, dacă nu da, știu da, ce. Da. Dacă nu, în rest, s-au făcut ce, o mai făcut 20 de terenuri de tenis undeva sau ce, ole, nu vrei să ai campion la tenis, investește și în copilul tău și poate ai să ai noroc să fii campion. Dar, și ceea ce e cel mai deranjant, cred că este faptul că o să vină mult și o să spună, bine, domnule, dar sponsor, că de ce oamenii ăștia nu-și găsesc sponsori? Mm. Păi da, fraților, dacă nu faceți o lege prin care să poată să aibă niște beneficii sponsorii, să nu le fie teamă să investească, să aibă, nu știu, niște reduceri la niște taxe, niște impozite. Tot la Hale previn, apropo de sponsorizări, nu uitați că ea, de exemplu, era sponsorizată de Adidas sau Nike, nu mai știu exact, când a câștigat Roland Garrosul și era numărul 1 mondial și ea lua de la Nike sau de la Adidas mai puțin bani decât lua locul 3 sau 4. Și asta pentru că locul 3 sau 4 venea dintr-o țară unde Nike, de exemplu, avea vânzări puternice. România este o țară sărăcă și atunci sponsorizarea trebuie să înțelegem că nu vine numai pe chestia, băi, ești locul 1, ai cei mai mulți bani ca sponsorizare. Nu, sponsorizarea vine fiindcă niște bani trebuie să întoarcă la cel care sponsorizează, într-un fel sau exact, altul. Clar, adică este, sportul o deveni, să fim cinstiți în lumea asta, este o afacere. Adică vrei să ai rezultate, vrei să ai expuneri, vrei să ai... trebuie să investești. Trebuie să investești, dar trebuie să ai un mecanism care, la un moment dat, să-ți aducă înapoi banii investiți. Inclusiv, să spunem, ca municipalitate, ca oraș. Noi investești niște bani și la un moment dat întrebi, băi, dar ce mi-aduce mie sportul? Noi, sportul ăsta îți aduce, de exemplu, câteva sute de copii care
încep rugby-ul, să dau un exemplu, rugby, când mi-e mai comod să-l povestesc, și care sunt rupți de pe laptop, care sunt scoși de bătut chetrele ziașului, care sunt scoși de la, poate de la o fuma o țigară sau altceva, și atunci ai o generație mai sănătoasă, într-o anumită... De aici începe și duce da. Până la a avea niște competiții europene unde s-ar putea, bine asta dacă mai ești un stadion, s-ar putea să poți găzdui un meci important, 2, 3, 5, 10 meciuri importante care să-ți aducă turiști, da. Care să-ți aducă vreo 3 zile la rând niște oameni care să mănânce, să bea, să doarmă, să viziteze, să-ți facă totul la tine în oraș. Vreau să vă spun că așa cum la București, de exemplu, stadionul ăsta pe care ne batem noi acum cu ministerul, a fost inaugurat la un meci România-Argentina, la rugby. Da. Argentina este una din primele 10 echipe, cred că primele 5, de fapt, din lume. A fost un meci foarte reușit, un meci în care noștri s-au dedicat total, am pierdut la mică diferență. Eu zic, cred că am câștigat acolo, chiar dacă scorul a fost invers. Da, altceva vreau să spun. Este, fiindcă stadionul ăsta nou... nu știu cum se povestea, așa, lumea au avut senzații, văd, voi la rugby, voi veniți 102 de oameni acolo, e gratis, nu știu. Au fost de la 100 de lei biletul în sus și s-au vândut toate biletele puse în vânzare. Înțelegi? Deci, și din rugby se pot face, plus că noi avem o deschidere foarte bună în federație, putem aduce anul ăsta la Iași, încă mai putem aduce anul ăsta la Iași, un meci internațional. Poate chiar Rusia mi-ar place să aduc, să o batem la Iași. Doamne ajută! Doamne ajută, dar cum să vă spun, dacă lumea din federație spune, băi, ce faceți voi acolo? Păi, uite așa, tornică, că iem cu echipa aceea să facem, să dregem și, băi, hai, dați-ne un meci la Iași. Păi, dar voi nici echipă nu aveți să-i tâmpiți, și meci să vă dau la Iași. Păi... Nu mai vorbim despre infrastructură. Da, din păcate, timpul nostru a expirat. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația și sperăm să vedem rugby în 15, în 7, în 20, în cât o fi să fie, să fie și să prindem măcar ultima etapă din campionatul de rugby în 15. Să prindem. Iar noi, dragi telespectatori, așa cum vă spuneam, în cea de-a doua parte a ediției de astăzi, ascultăm declarațiile antrenorilor Costel Enache și Claudiu Niculescu de după finalul partidei dintre Politehnica Iași și Concordia Chiajna, terminată cu scorul de 1-0 pentru oaspeți, și totodată și declarațiile finanțatorului celor din nordul Moldovei, Valeriu Iftime, a vorbit după a treia victorie consecutivă reputată de către FC Botoșani vineri pe municipal, atunci când elevii lui Marius Croitoru au reușit să învingă pe UTA Arad. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, până atunci să auzim numai de bine în sportul ieșan și nu numai. Sunt Laura Cristiana Culubei și vă doresc să rămâneți optimiști și negativi și, bineînțeles, la fel ca întotdeauna, alături de Iași TV Live. La revedere!